Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Iată-ne astăzi oaspeții unei instituții a căror nume este foarte cunoscut dumneavoastră. Este vorba de Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț, unde suntem invitații domnului inspector șef adjunct Vasile Tușescu, bună ziua și bine v-am găsit, și a domnului Nicolae Zârlea, purtătorul de cuvânt al instituției. Este pentru prima dată când facem o emisiune la dumneavoastră, dar asta nu din cauza faptului că nu ne-ar interesa activitatea instituției, ci dimpotrivă, dar ne-am obișnuit ca cel puțin o dată pe săptămână să discutăm pe diverse chestiuni care privesc instituția dumneavoastră. Domnule inspector, iată că Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț este o instituție care aparent, ca și ANAF-ul, ca și alte instituții de forță, are o imagine de coerciție, ori este departe de adevărul real privind scopul acestei instituții. Haideți un pic, pentru că noi am obișnuit telespectatorii noștri cu știri prin care dumneavoastră ați realizat atâtea controle, ați dat atâtea amenzi, ați găsit atâtea nereguli. Haideți să vedem ce se ascunde dincolo de aceasta și în baza cărei legi este organizată această instituție și cum să facem ca omul să nu o mai perceapă ca pe o instituție de aceasta de coerciție? Da, aș vrea să vă spun că Inspectoratul Teritorial de Muncă este înființat în baza legii 108 din anul 1999, care este legea de înființare și organizare a Inspecției Muncii. Această lege ne dă nouă ca principală atribuție aceea de control. Această activitate a noastră este cea mai vizibilă, deoarece, așa cum a spus și dumneavoastră, să spun așa, știrile șocante și activitatea asta care presupune controlul și atunci când situația o impune, noi aplicăm sancțiuni contravenționale, oprim activitățile care le considerăm că sunt periculoase din punct de vedere al securității muncii, și așa mai departe. Însă vreau să subliniez că, exact cum a spus și dumneavoastră, activitatea noastră nu se rezumă doar la control. Noi, dacă o să avem timp în emisiune, să vă prezentăm ce activități desfășurăm, care au ca obiect aceea de a sprijini angajatorii în activitățile care le desfășoară, în așa fel încât să nu încalce legislația pe care noi o controlăm, respectiv cea care reglementează securitatea și sănătatea în muncă și relațiile de muncă. De altfel și în strategia europeană pentru securitate, sănătate, muncă, se prevede faptul că misiunea inspectorilor de muncă este aceea de a sprijini angajatorii, inclusiv prin explicarea, prin îndrumarea, prin consilierea acestora, pentru a putea realiza măsurile de securitate, sănătate, muncă și, până la urmă, de a respecta și aplica legislația din cele două domenii mari pe care noi ne desfășurăm activitatea. Spuneți-mi, domnule Fârlea, câți inspectori are Inspectoratul Teritorial de Muncă și cu ce atribuții? Deci, în cadrul Inspectoratul Teritorial de Muncă avem un număr de 26 de inspectori de muncă care sunt împărțiți pe compartimentele control, serviciu, control, relații de muncă, serviciul, control, securitate, sănătate, muncă, cât și serviciul compartimentul supravegheri piață. Ei au atribuțiile stabilite prin legea 108/1999, cât și prin hotărârea de guvern 1377/2009 privind regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, cât și a Inspectoratului Teritorial de Muncă. Au competențe, cum am spus, în domeniul relațiilor de muncă, în domeniul securității, sănătății, muncă, supravegherea pieții. Aceștia controlează modul în care sunt încheiate contractele de muncă, executate, încetate contractele de muncă, regimul zilierilor, dispoziția hotărârii de guvern 500/2011 privind registrul de evidență în format electronic a salariaților, în ceea ce privește securitatea, sănătatea în muncă, privitor, control privitor la condițiile de muncă, desfășurarea activităților la locuri de muncă, riscurile existente la fața locurilor,
măsurile întreprinse de către angajator pentru a preveni și a elimina cât se poate aceste situații. În baza acestei legislații există și o serie de regulamente interne și eu am studiat cu mare atenție proiecția dumneavoastră reglementativă și aceea de inspecție pe anul 2016, care mi s-a părut care niște lucruri de altfel le văd și scoasă aici pe masa domnului inspector șef. Mi s-a părut că are foarte multe puncte care vin să armonizeze legislația noastră cu cea europeană în domeniul muncii. Da, aici vreau să vă zic că începând cu anul 2006, anul premergător intrării României în Uniunea Europeană, în România s-a produs un proces de armonizare a legislației comunității europene, a legislației românești cu cea a Uniunii Europene. Acest proces s-a desfășurat foarte intens în acel an, dar a continuat și în anii următori. Chiar și astăzi mai sunt directive ale Uniunii Europene care sunt preluate în legislația românească. Unele dintre ele n-au fost preluate probabil la timpul potrivit, dar sunt și directive care reglementează domeniul nostru de activitate care apar în acești ani. Și România, bineînțeles, le transpune în legislația românească. De asemenea, noi încercăm să Inspecția Muncii din România să desfășoare activități care sunt aceleași cu cele ale inspecțiilor muncii din Uniunea Europeană. Deci, în planul nostru de acțiuni, avem acțiuni care sunt, să zic așa, preluate din acțiunile organismelor similare ale Uniunii Europene, sunt activități pe care le sunt necesare a fi efectuate și sunt propuse de Inspecția Muncii de la București și, de asemenea, avem și, mai puțin e adevărat, o serie de acțiuni pe care le facem în funcție de specificul județului Neamț. Domnule Cărlea, cel puțin în exterior și așa cum noi ne auzim cel puțin lunar sau de ori de câte ori am eu o nedumerire legată de activitatea dumneavoastră, pare a așeza instituția dumneavoastră, sau cel puțin așa este percepută din exterior, pe două paliere. De o parte stă angajatorul, care pare a fi totdeauna dispus să mai facă o leacă de economie folosind munca la negru sau ceea ce se cheamă munca gri de asta, iar pe de altă parte angajatul, care săracul zice, bă, la proste, care și el o bucată de pâine acolo și se mulțumește cu puținul pe care poate să îl ofere o societate comercială în condițiile atâtor restricții economico-financiare și a unei fiscalități excesive. Asta o spun eu ca și jurnalist, că dumneavoastră probabil că o să o recunoașteți mai greu lucrul acesta. De ce această percepție și de ce totdeauna apar așa pe două baricade diferite? Problema este în felul următor. Conform atribuțiilor pe care le și avem ca și instituție, încercăm să rezolvăm probleme ambelor categorii. Deci un soi de mediere, așa. Un soi de mediere, adică să ajungă la un dialog până în cele din urmă, între angajator și salariat, prin instrumentele legislative, cele stabilite de către legiuitor în acte normative, în legi, în hotărâri de guvern, astfel încât, în primul rând, să conștientizăm angajatorul de riscurile la care se expune prin nerespectarea dispozițiilor în domeniul relațiilor de muncă, primirea la muncă fără forme legale, costul primirii la muncă a unei persoane fără forme legale ajunge la 100 de milioane, adică 10.000 de lei este sancțiunea contravențională minimă aplicată unui angajator, persoană juridică sau persoană fizică, în cazul în care a fost identificată o persoană care lucrează fără forme legale. Deci costul este destul de ridicat față de ceea ce ar trebui să plătească el, contribuții către bugetul asigurării sociale de stat, să nu mai fie expus salariatul la neplata obligațiilor către bugetul asigurării sociale de stat și riscurile care le presupune apariția unui eveniment, un accident de muncă. De asemenea și salariatul, venim și pe acest segment al salariatului, să-l facem să conștientizeze obligațiile lui față de angajator, riscurile la care se expune în cazul în care nu respectă dispozițiile în domeniul securității, sănătății, muncă sau nu respectă clauzele contractuale din contractul individual de muncă.
Și mai este și aici este și o activitate de prevenție, pentru că, să zicem, un tânăr, la ora asta, el nu conștientizează că viața trece, că el va avea nevoie la bătrânețe de o pensie pe care nu va putea lua niciodată dacă el muncește la negru și așa mai departe. De, nu mai vorbim de obligații, de sănătate, de cele care decurg din ceea ce înseamnă un contract de angajare. Sigur, o să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, însă aș vrea să revin puțin la cea anterioară și vreau să vă spun că ceea ce ați spus dumneavoastră este perfect adevărat. Adică chiar așa, asta este realitatea. Există societăți comerciale care sunt proprietatea unor persoane și care interesul lor este acela de a obține profit. El, unitatea, într-un mediu de piață concurențial. Deci el trebuie să facă tot ceea ce prevăd regulile de management, ca să le spun așa, în așa fel încât să-și desfășoare activitatea economică și să obțină profit, că altfel nu se justifică existența acelei întreprinderi. Pe de altă parte, există interesul salariaților care, la rândul lor, doresc să lucreze în condiții decente de muncă, că există această noțiune pe plan european, să lucreze în condiții de siguranță și, dacă se poate, să obțină un salariu cât mai mare. Și niciodată sub salariul bine pe economie. Și absolut, după aceea, să-i se considere vechimea muncă, care e aducătoare, se adună undeva la pensie. Sigur, și aici vine rolul nostru, în care noi încercăm să-i sprijinim și pe unii și pe alții, în așa fel încât să se respecte, să înțeleagă că sunt unii de bună credință, dar care nu au informații suficiente pentru a respecta toate legile. Și atunci intervine rolul nostru, în care încercăm să-i ajutăm și pe unii și pe alții, prin diverse instrumente care probabil o să le mai spunem. De asemenea, rolul nostru de control, acolo unde legislația este încălcată, noi intervenim și dispunem măsuri pentru intrare în legalitate, inclusiv de tipul celor care înseamnă aplicarea de sancțiuni. Deci, aparent, până acum, cetățeanul obișnuit, când aude, sau angajatorul, când aude inspectorat teritorial de muncă, spun, a, ăia care vin să controleze dacă am sau nu angajați cu forme legale, munca la negru, munca gri, toate acestea care sunt caracterizate așa. Dar cei care studiază mai atent activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă, văd că mai există și o altă latură, aceea campaniilor de acestea pe care dumneavoastră și acestei promovări a unui loc de muncă în condițiile în care îi se respectă salariatul dreptului, îi se respectă condițiile de muncă, nu sunt pericole pentru viața acestuia și așa mai departe. Deci, haide vorbiți-mi un pic, pentru că, sinceră să fiu și eu ca jurnalist, recent am aflat de această preocupare dumneavoastră privind aceste campanii. Da, în programul nostru de acțiuni, pe anul 2017, avem mai multe campanii care sunt, care se referă la informarea, formarea și conștientizarea angajaților și angajatorilor în domeniul respectării legislației, securității și sănătății muncă și a relațiilor de muncă. Și ar vrea așa concret să vă spun. Deci avem o campanie numită Săptămâna Europeană pentru Securitate și Sănătate Muncă. Vă spun două cuvinte despre ea. Vă rog, când se desfășoară? Deci ea se desfășoară în luna octombrie a fiecărui an în toată Uniunea Europeană. Este o campanie care este pregătită cu un an, doi ani de zile înainte de către Agenția pentru Securitate și Sănătate în Muncă cu sediul la Bilbao, care ne furnizează atât informații cât și materiale pe care noi, țările membre ale Uniunii Europene, cu organismele naționale din fiecare țară, facilităm accesul tuturor persoanelor, nu numai a salariaților, la aceste informații. Deci, campania se desfășoară în luna octombrie a fiecărui an, inclusiv anul acesta. De asemenea, avem o campanie numită Securitatea și Sănătatea Muncă pentru toate vârstele. Și aici aș vrea să vă spun câteva cuvinte. Deci, s-a constatat în Europa faptul că forța de muncă îmbătrânește, respectiv, o să ajungem peste câțiva ani de zile la o situație în care va fi 40% salariați în vârstă din total forță de muncă. Astăzi avem
un salariat care are vârsta peste 65 de ani la fiecare salariat cu vârstă normală de angajare, de sub 65 de ani. Iată că forța de muncă îmbătrânește. Bun, și mai este aspectul exodului forței de muncă spre Occident, care a caracterizat ultimii ani. E adevărat, numai că datele care vă spuneam eu se referă la Uniunea Europeană. Și aici există această problemă a presiunii pe fondul de pensii. Pentru că salariații îmbătrânesc, sunt vârsta, durată medie de viață crește și atunci cresc cheltuielile cu pensiile. Și, prin urmare, efectul va fi că vârsta de salariaților care ies la pensie va fi crescută de la an la an. Și atunci se pune problema menținerei unei stări de sănătate cât mai adecvate pe toată perioada de viață a lucrătorului, adică din tinerețe, când este adult și când este un lucrător mai în vârstă, să se ia măsuri care să-i conserve starea de sănătate la o vârstă cât mai înaintată pentru a putea să fie în procesul muncii. Și de aici, aceasta este problema și atunci noi încercăm să furnizăm prin metodele care le avem și să conștientizăm acest lucru, adică angajatorii să asigure sănătatea în munca salariaților pe toată durata vieții profesionale. Dacă doriți să vă spun și cum facem lucrul ăsta... Vă rog! Deci, acțiunea noastră, pentru că este de informare și de conștientizare, presupune derularea mai multor pași. Deci noi, în prima etapă, identificăm angajatorii care au personal în vârstă, formăm un așa grup țintă, după care invităm la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă directorul, lucrătorul care are răspundere privind securitatea, sănătatea, muncă și medicul de medicină a muncii. Avem o ședință de informare, le prezentăm acțiunea și cam ce ar trebui făcut pentru a realiza aceste obiective, după care transmitem, identificăm lucrătorii în vârstă din aceste unități și le îmânăm câte un chestionar. Ei vor răspunde la niște întrebări care țin de sarcinile de muncă, de condițiile de muncă, de efortul pe care îl desfășoară pentru derularea activităților. Colectăm aceste chestionare, le analizăm, după care mergem și facem și control în aceste unități, prilej cu care constatăm dacă sunt încălcate o serie de reglementări legale. La sfârșit facem o analiză la nivel județean într-o primă etapă și în final la nivelul național, să vedem ce se mai poate face pentru a realiza aceste aici lucruri. Că ați avut recent o acțiune de control referitoare la contractele de muncă cu timp parțial. Am văzut acest tip de contract, de exemplu, cum a fost la spital, pe liniile acelea de gardă suplimentare pe care le fac doctorii, cu acea vestită ambulanță tip smurt, care există atâtea discuții acolo. Deci acolo salariatul are contract parțial de lucru. El, spitalul, plătește doar pentru intervențiile efective la care pleacă mașina când este de gardă. Mai există asemenea contracte și în alte locuri? Mai există, de exemplu, în mass media mai pot exista? Sau care mai sunt situațiile sau societățile care pot practica acest gen de contracte? Dacă îmi permiteți, deci noi această acțiune am desfășurat-o și anul trecut, și anul anterior, și anul ăsta, în 2017, avem una dintre campaniile principale în domeniul relațiilor de muncă pentru a verifica modul de derulare a contractului individual de muncă cu timp parțial. Este bine știut că legiuitorul a permis și acest tip de contract individual de muncă pentru a facilita atât angajatorul cât și salariatul. De exemplu, salariatul, având un contract individual de muncă la altă unitate cu funcție de bază, 8 ore, mai poate presta... Sau poate un pensionar sau poate... Exact, un pensionar pentru limită de vârstă, da. Poate să presteze o activitate cu timp parțial, 4 ore, 2 ore, 3 ore. Înainte era stipulat cât putea să presteze activitatea salariatul cu acest contract individual de muncă cu timp parțial. Acum el poate presta o oră, 2, 3, 4, cât îi permite și regulamentul angajatorului sau situația sau natura muncii pe care o prestează la acel angajator. De asemenea, sunt situații... Ce obligații fiscale, să zicem, are în această situație societatea care l-a angajat cu timp parțial? Deci, la contractele individuale de muncă cu timp parțial, în primul rând trebuie să spun faptul că
angajatorul cât și angajatul au aceleași obligații ca și la un contract individual de muncă cu 8 ore, cu program întreg de lucru. Numai pe bucată de timp. Iar pe timp parțial, angajatorul este obligat să plătească contribuții raportat la timpul de muncă efectuat. Dacă am un contract de muncă cu timp parțial de 4 ore, plătesc corespunzător dările, obligații către bugetul asigurării sociale de stat, jumătate cam din contract individual de muncă cu 8 ore. Deci sunt aceleași contribuții, nu sunt modificate contribuții, doar cuantumul acestora sunt identificate raportat la numărul de ore lucrate. Cum am spus, salariatul are aceleași drepturi ca și salariatul cu program cu normă întreagă, beneficiind de concediu de odihnă de minimum 20 de zile lucrătoare, la fel preavizul în cazul demisii și celelalte dispoziții legale prevăzute în codul muncii, legea 53. Am văzut aici că sunt prevăzute de lege, aici probabil că se referă la întreprinderile mari, gen TRV, gen Mittal Steel, gen știu, Refil sau ce mai aveți dumneavoastră ca și întreprinderi mari în județul Neamț, acele comitete de securitate și sănătate în muncă. Nu știu de ce eu am avut impresia ca și jurnalist că există o chestiune pur formală, mai ales în relația asta cu sindicatele, că acest comitet de securitate muncă ar fi pur formal. Cum vă dați dumneavoastră seama în timpul acțiunilor de control că nu este o chestiune pur formală, ci că într-adevăr ele sunt funcționale, cum trebuie ele, cum sunt reglementate de lege să funcționeze și cum le găsiți dumneavoastră atunci când verificați în teritoriu aceste chestiuni? Înainte de a răspunde la întrebare, dacă pot să spun câteva cuvinte, ce este Comitetul de Securitate și Sănătate Muncă, pentru că poate sunt persoane care nu... Deci totul pleacă de la o directivă europeană privind securitatea și sănătatea muncă, care precizează faptul că între cele două părți, adică între patron și salariați, trebuie să existe un dialog pe teme de securitate și sănătate muncă. Din punct de vedere formal, acest dialog se realizează în acest Comitet de Securitate și Sănătate Muncă, care este un organism intern întreprinderii și care nu este prevăzut de organigramă. El se înființează prin decizia angajatorului, din Comitetul de Securitate și Sănătate a Muncă face parte conducătorul unității, liderul de sindicat, dacă există, dacă nu există sindicat unitate, atunci salariații își aleg niște reprezentanți ai lor, plus specialiștii în domeniul securității muncii, adică responsabilul cu securitatea muncii din unitate, lucrătorul desemnat și medicul de medicină a muncii. Acesta este Comitetul de Securitate și Sănătate Muncă, a cărei funcționare se stabilește într-un regulament intern al societății și care legea mă obligă să se întrunească cel puțin o dată pe trimestru. Și acum comitetul se întrunește, Aici intervine rolul nostru, da, că m-ați întrebat cum facem noi. Da. Și aici vreau să vă spun. Deci el se funcționează pe baza unui convocator care îl face secretarul comitetului, se transmite la fiecare membru al comitetului, se întrunește comitetul, se face un proces verbal de ședință, al cărei un exemplar din acesta, de fapt o copie, se transmite la ITM. Acesta este instrumentul prin care noi verificăm dacă comitetul funcționează. Sigur că, în practică, sunt mai multe posibilități, respectiv că acest comitet s-a întrunit, a făcut proces verbal și a uitat să trimită documentul la inspectoratul de muncă. Dar așa face. Deci noi mergem în teren și mai facem un lucru, respectiv, aceste convocatoare se trimit și la ITM și mergem și noi la ședințe. Da. Deci noi... Și atunci sunt obligați să le țină. Prin sondaj, așa, că nu avem timp necesar ca să mergem la toate comitetele. La 26 de oameni e imposibil la da. Câte atribuții. Și atunci noi mergem prin sondaj, acolo unde știm că comitetul funcționează, am fost la 1-2 ședințe și acesta funcționează, am scăpat de o grijă. Și mergem la ceilalți. Îmi vine acum în minte rolul noastră de tampon în situația conflictelor de muncă și ne amintim nenumăratele conflicte de muncă. Nu mai par așa de dese la ArcelorMittal Steel, dar țineți minte când v-a bombardat domnul Ciobanu cu fel de fel de sezizări și de fiecare dată ITM-ul avea rol de pompier.
trebuia să se ducă acolo să stingă conflictul de muncă. Cam de când n-ați mai avut nicio sezizare de la ArcelorMittal Steel, care era cel mai activ, domnul Cioban, acolo știți? Că era cel mai activ și cel mai nemulțumit de modul în care funcționează acest comitet de securitate a muncii. Din ce mi-aduc aminte, ultima a fost anul trecut, de la mijlocul anului. Bun, și cam ce vă mai reproșa acum, domnul Cioban, ce nemulțumiri mai avea? Păi, probleme legate de sindicat, condiții de muncă, mă rog, anumite accidente care dânsul credea că nu sunt comunicate la inspectoratul de muncă, uneori avea dreptate, alteori nu. Noi de fiecare dată verificam, nu numai de la dânsul, oricine face sesizarea la inspectoratul de muncă, noi o verificăm și bineînțeles că luăm măsurile care sunt prevăzute de lege. Bun, în ultima vreme, din nefericire, mereu am sunat pe domnul Cârlea și de fiecare dată, cel puțin în ultimele două săptămâni, am avut două accidente mortale de muncă, domnule Hârlea, din câte îmi amintesc eu că am discutat cu noi. Ultimul cel de la Balastiere și a mai fost încă unul. Tot accident mortal, cu două săptămâni am discutat noi, parcă nu. Dacă vă referiți la accidentul, evenimentul, că nu a fost accident mortal de muncă, produs la societate de pază, a vorbit de cel de la spital, infarctul acela cu... Da, a fost un eveniment mortal, dar nu a fost un accident de muncă, pentru că nu a fost o vătămare violentă. Acestea două sunt numai când e vătămare violentă, da. Violentă. Pentru ca un eveniment să fie accident de muncă, una din caracteristici este aceea de a fi vătămarea violentă. Cum a fost în cazul exploziei de... Aici ați tras deja concluzia? Nu, de aceea nu o să vă... putem spune despre acest eveniment mare lucru, deoarece el este în curs de desfășurare, cercetarea și... Păi discutam nu, săptămâna. Nu că ar fi secretă, dar nu avem toate elementele ca să nu putem informa. Nu știu că a fost un... Putea să ți se întâmple și acasă, când schimbai roata la mașină. Așa, pur și simplu un ghinion, cum să-i spunem? Trebuie stabilite cauzele și împrejurările producții evenimentului, anumite responsabilități și răspunderi. Inspectorii de muncă care cercetează cazul trebuie să adune probe în sensul ăsta pentru a stabili caracterul evenimentului, dacă este accident de muncă sau în afara muncii, urmând a se concluziona aspectul ăsta prin finalizarea procesului de evaluare de cercetare, după care va fi înaintat inspecții muncii spre avizare. Așa cum am discutat și telefonul dumneavoastră, sunt stabilite anumite drepturi pe care le primesc urmașii în funcție de stabilirea caracterului accidentului, dacă este de muncă sau în afara muncii, stabilindu-se pentru care sunt urmașii, copii sau, eu știu, soție, drepturile de urmaș. Raportat la, să spunem, evoluția accidentului de muncă produse în județul Neamț și mai ales în cursul anului 2016, avem o scădere a acestora față de anul 2015. Avem, dacă în 2015 s-au produs 11 accidente mortale, în 2016 avem 7, deci este un lucru îmbucurător. Mai mult decât atât, pornind și pe activitatea inspectorilor de muncă pentru respectarea dispozițiilor în domeniul securității și sănătății în muncă, angajatorii încep să perceapă din ce în ce mai mult importanța respectării domeniului securității și sănătății în muncă, de altfel ca și număr de evenimente produse pe total și cu cele cu incapacitate temporară de muncă față de 2015, când s-au produs 86, în 2016 avem 72, ceea ce este un lucru îmbucurător. De asemenea, se va continua prin activitatea inspectorilor de muncă să meargă pe conștientizarea atât a angajatorului cât și a salariatului de a respecta dispozițiile în domeniul securității, sănătății în muncă și plus condițiile de muncă, îmbunătățirea acestora la locurile de muncă organizate către angajator. Îmi vine în minte, domnule inspector, șeful, un lucru care, cel puțin noi ca jurnalist, l-am luat în ușoară de râdere, dar se pare că pentru dumneavoastră are o importanță deosebită. Deci, atunci când un angajat încheie un contract cu angajatorul, există acolo o prevedere potrivit căreia îi se spune traseul pe care el îl parcurge de la acasă la servici și invers. Părea ușor hilară o asemenea prevedere.
Care este importanța pe care o are semnea prevedere pentru dumneavoastră, da, ca și inspectorat teritorial de muncă? Deci aici problema care se pune este aceea că angajatorii interpretează că ei ar avea niște obligații sau ar răspunde în cazul în care se întâmplă un accident pe durata deplasării de acasă la serviciu. De fapt, legitor... În cap, da, un da, sorțure, nu știu da, unde, îl accidentează o mașină, da, sau e tăcă. Și se pune întrebarea de ce angajatorul trebuie să răspundă pentru acest eveniment, atâta timp cât el nu are multe instrumente să-l controleze. Cum spuneți dumneavoastră, dacă o persoană care vine la serviciu trece pe trecerea de pietoni și o mașină... Sau pe lângă trecerea de pietoni. Da, și un șofer neatent sau eu știu ce eroare face, îl accidentează, se pune întrebarea, patronul își pune întrebarea ce, de ce trebuie să răspundă el. Ori este falsă, că nu răspunde el de acest eveniment. Explicația pentru care acest tip de eveniment este trecut în lege ca fiind accident de muncă este mai mult pentru a proteja lucrătorul. Pentru că, așa cum spunea domnul Hârlea, caracterul de muncă al unui eveniment oferă victime, dacă mai trăiește, sau familiei acestea, o serie de avantaje. Și pentru că omul se ducea la serviciu, atunci se stabilește caracterul de muncă al evenimentului, al accidentului, urmând să beneficieze de toate drepturile pe care legea le conferă acestui tip de eveniment. Cât privește răspunderea și cauzele, bineînțeles că se va analiza și se va răspunde după caz. Cum a spus dumneavoastră, dacă un salariat nu merge pe calea cea sigură, deviază de la... A călcat pe lângă trecerea de pieton și l-a călcat mașina, așa, a traversat pe loc interzis. Bineînțeles că acest tip de eroare nu poate fi în sarcina angajatorului, ci se va cerceta și de la caz la caz se va stabili cine este responsabil. Ajungem la chestiunea codului muncii. Unul din cele mai contestate pe de o parte de sindicate, care niciodată nu sunt mulțumite, mai ales marile confederații, de noul cod de muncă, dar în același timp destul de criticate și de angajatori. Deci s-a spus totdeauna că acest cod al muncii este un document care favorizează foarte mult angajatorul și care reduce drepturile angajaților. Unde vă situați dumneavoastră ca inspectorat teritorial de muncă? Pentru că am găsit în planul dumneavoastră de acțiuni pentru 2016 și aceste acțiuni de verificare a modului în care se respectă într-o unitate codul muncii. Situația este în felul următor. Având în vedere campaniile care le vom desfășura în cursul anului 2017, privitoare la respectarea dispozițiilor codului muncii, vorbim de campania, prima campanie și cea mai importantă, să spunem, identificarea muncii fără forme legale, fără muncii nedeclarate, obligația angajatorului de a încheia contract individual de muncă, plus verificarea situațiilor în care se încalcă clauzele contractuale ale contractului individual de muncă, în sensul că nu se face plata salariului sau se face cu întârziere, nu se respectă plata orelor suplimentare, nu se respectă plata repausului săptămânal, acordarea repausului săptămânal și atunci verificăm modul de derulare a raportului de muncă, de încheierea contractului, de încetare, de suspendare și de executare acestuia. Sunt angajatori care am constatat în decursul verificărilor întreprinse de către inspector de muncă că nu respectă întocmai dispozițiile, cu toate că, cum a spus și dumneavoastră, ar fi în favoarea acestuia, nu se respectă dispozițiile privind, cum am spus, plata salariilor, acordarea de pauză săptămânal, concediilor de odihnă, respectarea concediilor fără plată, să spunem, un om salariat are nevoie de o zi liberă sau două, poate solicită un concediu fără plată dacă nu mai are concediu de odihnă. De asemenea, el lucrează sâmbătă și duminica. Angajatorul nu îi respectă repaus săptămânal, nu îi acordă zilele libere care ar trebui să beneficieze și plus încă o obligație impusă a angajatorului de a acorda un spor la salariu, salariatului care lucrează în zile de sâmbătă și duminică, sporul fiind între 1% și 100%, negociat între cele două părți și constituit într-un contract individual de muncă sau într-un act adițional. Timpul de muncă, sunt oameni care prestează activitate ore suplimentare și cazuri în care nu au fost plătite acele ore suplimentare sau nu au fost contabilizate, nu au fost pontate, evidențiate. Angajatorul având obligația să evidențieze toate orele
restate suplimentar, cât și cele din repausul săptămânal. Aș vrea să vă, dacă îmi permiteți, până la urmă, codul muncii ce este? O lege care este adoptată de Parlament și care este și un fel de rezultat al consultărilor dintre legiuitori și patronat și sindicate. Sindicatele se plâng că nu prea... Nu, aici vreau să vă zic. Da. Noi, ca instituție specializată în control, cum am zis eu, suntem cei care verificăm că acele măsuri care sunt trecute în lege pentru protecția, în general, a salariaților. Deci suntem cumva acea instituție care încercăm să verificăm dacă ceea ce prevede codul muncii pentru protecția lor, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și al securității, sănătății, muncă, se respectă. Deci, cumva, ținem cu partea slabă a unei... Da, aici întrebarea mea este, aceste dumneavoastră verificați numai agenții economici sau aveți atribuții de control și la instituțiile bugetate de stat? Pentru că ridic în discuție recentul conflict de muncă acuzat de sindicatele din poliție care susțin că oamenii sunt folosiți sâmbătă duminică fără a li se plăti sporurile de rigoare și fără a li se plăti ore suplimentare pentru că nu mai permite anvelopa salarială. Dacă într-o societate comercială, știu eu, acest lucru nu contează, iată că la bugetari contează foarte mult această anvelopă salarială. Este foarte binevenită această întrebare a dumneavoastră. Ca să putem clarifica un aspect, noi, conform regulamentul nostru de funcționare, conform și legii 108 pe 1999, verificăm modul de respectare a raportelor de muncă consfințite într-un contract individual de muncă la angajatori din domeniul privat, cât și din domeniul statului. Deci vorbim de un contract individual de muncă. Cum ați spus, de exemplu, cu poliția, cu poliția. Cel mai recent, ei sunt funcționari publici, da. Iar instituția noastră nu are atribuția a verifica modul de derulare a raportului. Raport de... Deci nu are atribuții. Da, deci, nu are. Deci nu avem atribuții pentru a verifica modul în care se desfășoară activitatea un funcționar public în cadrul instituțiilor publice. Deci tot ce este pe bază de contract individual de muncă, aici avem atribuții, mai ales în domeniul securității, sănătății, muncă. Și mai sunt anumite instituții care sunt exceptate de la controlul nostru, cum ar fi armata, serviciile speciale. Da, dar poliția este civilă. Nu, poliția este exceptată pentru că aceste instituții care le-am precizat au organe de inspecție a muncii în interiorul lor. Deci rolul inspecției muncii pe care îl facem noi este asigurat prin organe interne. Aș vrea acum să discutăm un pic despre conlucrarea dumneavoastră cu o altă instituție care are pe undeva preocupări tangente cu dumneavoastră. Vorbim de Agenția Județeană de Ocupare a Forțelor de Muncă. Foarte mulți din termenii folosiți de dumneavoastră i-am întâlnit și din preocupările dumneavoastră le-am întâlnit și la ei. Acolo am auzit vorbindu-se de munca la gri, acolo, care efectiv pentru mine înseamnă nebuloasă. Ce înseamnă muncă la gri, de fapt? Am întrebat de foarte multe ori. Munca la gri, ca să explicăm această noțiune, vorbim în cazul unui contract individual de muncă cu timp parțial, da? Acea persoană are un contract de muncă cu 3 ore, 4 ore. Ce este prestat peste acel program de lucru care trebuie individualizat în contract individual de muncă, putem vorbi de o muncă la gri. Pentru că sunt contribuții care nu sunt achitate, sunt drepturi salariale plătite din buzunarul angajatorului și mai sunt situații pentru această... Cum îi convine angajatorul să plătească din buzunarul? Eu asta n-am înțeles niciodată. Sunt aspecte care sunt prin bună înțelegere cu salariatul și atunci amândoi participă la o situație de neplata contribuției către bugetul asigurării sociale de stat, riscuri de producerea unui eveniment și atunci nu are pentru perioada respectivă contract individual de muncă. Deci el plătește un număr de ore. Deci plătește salariatul pentru un anumit număr de ore. În același timp plătim și contribuțiile la toate bugetele. Așa, și numărul de ore în plus față de cel legal scris în contract, îl plătește doar salariul. Nu mai plătește pentru orele alea și contribuții. Bun, și atunci acum vorbim de atribuțiile acestea paralele, tangente, cum să le zicem cu ajofemeu?
În relația cu ajutorul femeu sunt schimburi de informații privitoare la identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, la persoanele care se spune... Păi informația și dumneavoastră ca instituții? În anumite situații, să spunem, când se efectuează anumite controle, sunt persoane care, să spunem, sunt identificate că desfășoară activitate fără forme legale și în același timp există probabilitatea să beneficieze și de indemnizație de șomaj. Și atunci se ajunge la informații între cele două instituții, se participă la lucrări, la simpozioane pentru îndeplinirea obiectivelor fiecare instituție, atât a Inspectoratului Teritorial de Muncă, cât și celor de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă. Discutam, domnule inspector, șef adjunct, înainte de aceasta, despre raportarea noastră tot timpul la legislația europeană. Și am găsit printre aceste proiecții ale anului 2016 ale dumneavoastră și aceste acțiuni de verificare referitoare la protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. Cum poate intermediam, la modul concret să-mi spuneți, să verifice modul în care un angajator străin din spațiul Uniunii Europene respectă sau nu legislația muncii, că probabil că și aici sunt lucrători clandestini, lucrători cu forme legale și așa mai departe. Dacă îmi permiteți, vorbim de cetățenii români care își desfășoară activitatea în străinătate și avem în România un cadru legal, vorbim de legea 156/2000, privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. Noi și în cursul anului 2016 am desfășurat o campanie în acest sens, obiectivele fiind identificarea agenților de ocupare a forței de muncă care nu respectă prevederile respective din legea 156/2000, cât și din hotărârea de guvern 384/2001, creșterea gradului de conștientizare a agenților de ocupare a forței de muncă față de obligativitatea respectării acestor prevederi legale. Actualmente, la noi, în județul Neamț, avem înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț 4 unități care au codul CAEN 7810, selecția și plasarea forței de muncă, dar acestea nu desfășură activitate. Verificările efectuate de către Inspectorul de Muncă anul trecut, la fel, nu au identificat agenți de ocupare a forței de muncă care să desfășoare această activitate. Chiar am emis și un comunicat de presă în acest sens pentru persoane care vor să își desfășoare activitatea în străinătate și anume trebuie să verifice la Inspectoratul Teritorial de Muncă dacă acea firmă este înregistrată la noi, dacă a primit eventual sancțiuni pentru încălcarea dispozițiilor legale privind plasarea forței de muncă în străinătate și atunci potențiala persoană ar trebui să ne contacteze să verificăm lucrurile astea. Acest agent de ocupare a forței de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiții prevăzute de lege, să aibă o bază de date a contractelor pe care le încheie cu partenerii externi, să aibă personal angajat pentru desfășurarea acestei activități, să aibă contracte cu oferte ferme de locuri de muncă, plus contractele de mediere încheiate cu personalul din România, cu cetățeanul român care vrea să desfășoare activitate în străinătate. Contractele individuale de muncă trebuie traduse și scrise în limba română pentru a avea cunoștință să cetățeanul român de la ce se expune, ce drepturi salariale are, ce drepturi are pe, în domeniul securității sănătății în muncă în străinătate. De asemenea, trebuie să verifice la semnarea contractului individual de muncă ce clauze conțin acele contracte individuale pentru a ști la ce se expune la momentul desfășurării activității în străinătate. Aceste campanii se referă la ceea ce publică periodic Ajofemeu, se caută căpșunari în Spania, în Franța, în mai recent cu legători de smeuri undeva prin Portugalia, la asta se referă? Este un segment colateral, pentru că sunt cei de la Ajofemeu sunt în măsură să vă explice aspectul ăsta. Noi verificăm conform competențelor noastre agenții de ocupare a forței de muncă, deci cei care îi plasează în străinătate, pentru că sunt firme din străinătate, mai ales și din comunitate, dar și din alte state, care au oferte ferme de locuri de muncă și atunci, prin intermediul agenților de ocupare a forței de muncă din România, se ajung la încheierea unor anumitor contracte cu aceștia, după care cu potențiale cetățeni români care se desfășoară activitate în străinătate. Cei de la JOFM, ei au oferte locuri de muncă care bănuie că se fac direct
plasarea... Dar există relații instituționalizate, interinstituționale între Inspectoratul Teritorial de Muncă din România cu cel similar din Anglia, Spania, Franța sau orice țară a comunității europene? Da, Inspecția Muncii din România are protocoale de colaborare cu inspecțiile muncii din țările membre ale Uniunii Europene. Și există de asemenea și o asociație profesională a inspectorilor de muncă la nivel european. Așa. Și cu ce repercursiuni sau cu ce avantaje reciproce? Deci, dumneavoastră, vin eu, cetățean român, care, să zicem, cum mi-a spus domnul inspector Hârlea, am avut o promisiune a unui loc de muncă, că de obicei aceste recrutări se fac pe baza depunerii unor bani, unor și mai departe, dar m-am trezit că la societatea X, după ce au strâns acei bani, s-a închis partea, s-a închis ușa. Și a fost, de fapt, o înșelătorie. Dar acest aspect vă referea dumneavoastră atunci când ați spus? Deci sunt situații în care angajatori din România, vorbesc de angajatori de România, nu, să spunem, relația directă între cetățeanul român și potențialul angajator din străinătate. Angajatori din România care poate au făcut o asemenea, au avut asemenea situații în care au luat o anumită, să spunem, taxă, să spunem, un... Comisioane. Da. Au fost cazuri în care au fost luate asemenea comisioane, nu s-au încheiat contracte ferme de mediere cu acești salariați și atunci s-au verificat situațiile astea, dacă ne-au fost aduse la cunoștință sau nu, dar actualmente, în ultima perioadă, deci noi nu am avut astfel de cazuri. Dați-mi un exemplu concret de o asemenea colucrare între Inspectorat Teritorial de Muncă, neam și cel, să zicem, Franța, Spania, Italia, de unde nu mi-l puteți da dumneavoastră îndemână? Da, pot să vă dau eu. De exemplu, dacă se întâmplă un accident de muncă într-o țară membra a Uniunii Europene, atunci Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț, prin intermediul Inspecției Muncii Centrale, colaborează cu Inspecția Muncii omologă din țara respectivă și solicită eventuale documente pentru a putea stabili o serie de concluzii a acelui eveniment. În special, lucrul ăsta se întâmplă pentru a stabili caracterul accidentului, pentru că chiar dacă el este s-a accidentat într-o țară a Uniunii Europene, el va beneficia de drepturi în România, dacă avea contractul în România. Asiguratorul din România, respectiv Casa Națională de Pensii, va trebui să plătească anumite sume de bani, conform prevederilor legale. Și atunci Inspecția Muncii din România poate să colaboreze cu Inspecția Muncii omologă din țara respectivă. Sigur, vreau să vă mai spun că, din punct de vedere al cauzelor și răspunderilor, aici există o competență teritorială. Deci Inspecția Muncii din România nu poate să ingereze în activitatea Inspecției Muncii din Germania, să spun, pentru că acolo este competență teritorială. Mai sunt și alte organe ale țării respective, cum e și în România, care au competență pe zona de infracțiuni, de exemplu. Deci dacă s-a întâmplat o vătămare evenimentul, un accident într-o țară, atunci poliția din competentă, parchetul de acolo și Inspecția Muncii va trebui să stabilească concluziile. Noi colaborăm doar pe partea de caracter al evenimentului și, așa cum am spus, asigurarea unor... Domnule inspector Hârlea, studiind și pregătindu-mă pentru această emisiune, iată că am ajuns la o lege care mi-a stârnit ușor zâmbetul și aș vrea să mă explicați. Vorbim aici de legea 202 din 2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați. Cum poate fi încălcată o asemenea lege? Ce prevede ea și mai întâi cum poate fi ea încălcată? Deci, într-adevăr, există acest act normativ și cuprinde un anumit capitol distinct, egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Vorbim niște obligații a angajatorului în cuprinsul articolului 8 și anume acesta are anumite obligații pentru prevenirea și eliminarea oricăror comportamente definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex și anume să asigure egalitatea de șanse între și tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziții în cadrul regulamentelor să fie afișate aceste regulamente, aceste dispoziții cuprinse în legea 202/2002. Să prevadă, să informeze permanent angajații, inclusiv prin afișarea locului vizibil asupra drepturilor pe care aceștia le au. De asemenea, prin acest act normativ este interzisă
discriminarea privind utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex în legătură cu relațiile de muncă. Și aici vorbim de anunțarea, organizarea concursurilor, examenelor, selecția candidaților, încheierea, suspendarea, executarea sau încetarea raportului juridic ori de serviciu, stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului, diferențe de salariu, să spunem, între femei și bărbați, beneficii altele decât natură salarială, informarea și consilierea profesională, evaluarea performanțelor profesionale, adică să spunem că sunt situații în care putem ajunge la o discriminare atunci când salariații femei sau bărbați sunt evaluați diferit față de... Dar se întâmplă de deci noi nu am avut sesizarea în acest sens pe dispozițiile legii 202/2002, nu am avut sesizări în scris, să spunem, și nici telefonice de către rețin. Considerăm că majoritatea angajatorilor cunosc aceste dispoziții, inspectorul de muncă având obligația ca în controle efectuate să verifice și aceste aspecte de respectare a dispozițiilor legii 202/2002, angajatorii care încalcă aceste dispoziții fiind expuși la sancțiuni contravenționale cuprinse între 3.000 de lei și 100.000 de lei. Ce sunt inspecțiile acestea de sistem? Pentru că am văzut în planul noastră de anul acesta că v-ați propus aceste inspecții de sistem la TRV și la Köber. N-am mai găsit nicăieri ArcelorMittal-ul. Da, inspecțiile sistem sunt de fapt inspecțiile de fond. Sintagma inspecției sistem este din documentele Uniunii Europene. Prin inspecția sistem, de fapt, încercăm să facem un control de fond al unei întreprinderi mari. Care faceți periodic prin rotație, nu? Da. Noi încercăm ca inspectorat de muncă să ne planificăm activitatea în așa fel încât să nu mergem să repetăm controlul la anumiți angajatori, iar alții să nu fie controlați deloc sau foarte rar. Și atunci am luat, inspecțiile sistem se pretează mai mult la unitățile mari, care au un număr mare de salariați, care au o dispersie teritorială mai mare, care au riscuri mai multe, au activitate tehnologică și economică mai mare și atunci am luat o analiză a acestor angajatori și pe rând, în fiecare an, că nu avem capacitatea să facem mai mult, facem 2-3 angajatori dintre aceștia mari și această inspecție presupune o analiză a activității unității care urmează să fie controlată. Inspecția durează circa o săptămână. Noi ne deplasăm acolo cu inspectori din diverse specializări, în așa fel încât să putem analiza întreaga activitate care este desfășurată de unitate și să direcționăm. Care este ultima inspecție pe care ați făcut-o, de exemplu, la cele două mari unități de la Roman Mital, Selu și TRV-ul. Nu TRV-ul, vorbesc de Agrana. Anul trecut a fost controlate ambele unități, dar controle tematice. Inspecții sistem am făcut și la Agrana și la ArcelorMittal, dar în anii anterior, cred că sunt 4-5 ani. La Agrana, iar la Mittal, cred că acum 3 ani sau 4 ani am făcut. Și dacă n-ați mai avut nicio reclamație de la sindicate, nu v-ați mai dus, că acolo vă duceți ca la pompier. Controle tematice, da, dar această inspecție sistem nu. Că acolo mai există încă acel litigiu de muncă între sindicate și totdeauna consider mea să invitați că la pompieri între sindicate și companie referitor la grupa aceea specială de muncă. Aici are o discuție întreagă în care nu s-a găsit rezolvare. Aveți dreptate, însă noi suntem atrași în această dispută fără vină. Pentru că încadrarea locurilor de muncă în condiții speciale s-a desfășurat pe baza unei legi la care noi nu aveam niciun fel de atribuții. Respectiv s-a făcut de către Inspecția Muncii, de către Ministerul Muncii, pe baza unei documentații pe care unitatea a depus-o la minister. Acum, pentru ultimul minut de emisiune, dacă dumneavoastră mai aveți un mesaj de transmis, o întrebare pe care eu poate n-am pus-o, dumneavoastră vreți să dați un mesaj? Da, eu aș vrea să, practic, să ne întoarcem la început ca să închidem așa cercul și să spun că ceea ce se consideră despre noi, că suntem o unitate care, controlăm și aplicăm prea multe sancțiuni și
ne compară cu alte unități care de asemenea n-ar fi, nu și-ar desfășura activitatea tocmai normal, nu este chiar așa. Așa cum am încercat și astăzi, dar mai sunt și altele de spus, noi încercăm să venim în sprijinul angajatorilor și al salariaților în a-i sprijini, în a-i consilia, în a-i monitoriza prin diversele acțiuni care le facem. Și am uitat să mai precizez faptul că noi facem întâlniri și la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă. Foarte des, pe diverse teme, tot în această convocați idee, angajator. Dar niciodată nu uităm că totuși noi suntem o inspecție specializată a statului și, scopul nostru este acela de a verifica ca activitatea să se desfășoare legal. Iar acolo unde legea nu este respectată, bineînțeles că trebuie să ne facem datoria. Domnul Vezla, ca să nu vă mai sune săptămâna asta. Da. Ce pot să vă spun? Atât angajatorul cât și salariatul trebuie să conștientizeze fiecare obligația lui ce o are pentru respectarea codului muncii. Acest act normativ îl avem acum, această lege 53/2003, care e controversată pentru ambele părți, că sunt nemulțumiți angajatorii, că sunt nemulțumiți salariații. Trebuie să respecte aceste dispoziții pe care le avem acum, până când legiuitorul va hotărâ să modifice aceste dispoziții. Îndrumăm angajatorii, cât și salariații, să respecte atât dispozițiile codului muncii, cât și legea 319/2006 privind securitatea, sănătatea, muncă. Și angajatorul trebuie să-și respecte obligațiile stabilite pentru a evita producerea de evenimente nedorite, plus plata contribuțiilor către bugetul asigurării sociale de stat și respectarea mai ales a clauzelor contractuale. Și salariatul are și obligații stabilite atât în regulamentul intern, cât în contractul individual de muncă, cât și în dispoziția de securitate, sănătate, muncă, mai ales la protecția lui, la locul de muncă și unde se desfășoară activitatea, folosind echipamentul de muncă, care sunt situații în care salariatul a primit acel echipament de muncă, a fost instruit, dar nu-l poartă, considerând că nu se va întâmpla lui acest lucru. Stimați respectatori, mulțumesc celor doi invitați ai mei pentru chestiunile interesante discutate azi și rămâne ca periodic să mai conlucrăm, fie când vin dumneavoastră la Roman, fie când venim noi special la sediul dumneavoastră ca astăzi. O zi bună!